procedurile de licitație, în anumite cazuri nu poate, evidențiază și niște probleme legate de TVA, care nu a fost nici calculat, nici plătit primăria orașului Azuga a încheiat contracte pentru furnizarea de echipamente pentru extinderea instalației de produs de pază artificial, pentru executarea lucrărilor de construcții privind această instalație. Au fost încheiate mai multe contracte cu diverse firme care s-au ocupat de toate aceste lucruri. Tot în Azuga au fost verificate mai multe contracte încheiate ilegal, nu era de corpul de control. Acestor investiții. În România au venit vreo 2 milioane de turiști români și străini care au profitat de pe urma acestor noi cutii. Deschide ideile care spune că în România și noastră va trebui țările din jur. Minute, președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu ar vrea să revină în PNL. El a acceptat propunerea liderului PNL Satu Mare, Adrian Ștef, de a se înscrie în organizația municipală a partidului. Călin Popescu-Tăriceanu demisionase în februarie din formațiunea liberală la scurtă vreme după destrămarea USL. Eu cred că în orice desfătorie pot să apară și mici neînțelegeri, dar micile neînțelegeri nu duc întotdeauna obligatoriu la un divorț. Dragă Crin, dacă tu nu-ți vei asuma această responsabilitate, atunci o voi face eu. Victor Ponta să-și țină toate angajamentele luate în cadrul său față de PNL, un lucru foarte important, susținerea unui candidat liberal la președinția României. Călin Popescu-Tăriceanu, într-o declarație din 26 februarie, e însă dispus PNL să reprimească pe fostul său lider, purtătoarea de cuvânt a partidului, Cristina Popescu. Important este că președintele interior al organizației de la Satu Mare că spune foarte clar că nu a invitat și nu acceptă primirea domnului Călin Popescu-Tăriceanu în cadrul Partidului Național Liberal. Pe domnul Tăriceanu l-ar fi invitat prieteni apropiați ai PSD-ului, sigur. Ceea ce eu remarc este că domnul Tăriceanu astăzi ar fi trebuit să conducă ședința reunită a celor două camere în calitatea sa de președinte al Senatului, să fie aici astăzi la citirea moțiunii. Iată, nu este, este cu prietenii cine știe pe unde. Wow, beautiful.